Sângerei s-a desfășurat în premieră o competiție de taekwondo ce a întrunit în jur de 180 de sportivi din 7 raioane ale Moldovei. Autoritățile locale au salutat debutul unui nou tip de sport pentru raion. La noi, la Sângerei, tot timpul s-a practicat sportul și orice gen de sport care este ceva nou pentru noi este binevenit. Când am auzit că se petreacă prima ediție, se antrenează copiii la noi de ani de zile și asta datorită antrenorului domnul Vasile Panainte, fiindcă un băiat tânăr cu caracter, un băiat cu perspectivă. Și vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru acești frumoși băieței care îi antrenează și cu siguranță că acest gen de sport va prinde rădăcini adânci în Sângerei, fiindcă, vă spun, tradițiile la noi sunt mari și e foarte important că copiii, tineretul practică orice gen de sport, dar acest gen de sport este un sport, cred că mai deosebit, unii te disciplinează mai tare, unii te educă mai tare, unde... Într-adevăr, obții niște calități foarte bune pentru a crește un, spunem așa, o personalitate până la urmă. La noi, în școala sportivă, este practicat așa probe sportive ca sambo, judo, dar taekwondo-ul este ceva nou pentru noi și desigur că ne propunem ca această probă sportivă să capete popularitate mult mai mare în raionul Sângerei. Și desigur că e clar că cu Vasile o să încercăm, Vasile Panaite, care este antrenor, care este sportiv de performanță, o să ne ajute să atragem cât poate mai mulți elevi, copii la această probă sportivă. Pentru ei, eu consider că este ceva important la această vârstă, pe ei îi motivează, îi educă această probă sportivă și desigur că promovează modul sănătos de viață. Ei ducă să fie organizați, disciplinați, chiar însă și echipamentul prezentat de ei denotă faptul că prezintă niște valori pure, deschise spre a promova niște lucruri frumoase. Conduce antrenamentele în Sângerei Vasile Panainte, antrenor în cadrul celui mai mare club de taekwondo din țară, Stolas Leucas. Tot mai mulți dintre sportivii pe care îi antrenează devin campioni la competițiile naționale. Eu sunt antrenor aici deja a doilea an, antrenez aici și sunt bucuros să văd cum progresează tinerii din raionul Sângerei. Antrenamentele se desfășoară chiar în sala sportivă a comisariatului de poliție. Comisarul adjunct al poliției raionale nu a ezitat să facă invitația celor mai buni să viseze la o carieră de polițist. Să câștige cei mai puternici, totodată sportivi adevărați, să invităm să fie încadrați în rândurile polițiștilor, ca pe viitor să devină un scut al apărării. Au concurat pe tatamii sportivi de toate vârstele, fete și băieți, începători și experimentați, cu toții foarte pasionați de această artă marțială. Mă bucur mult că am venit la această competiție și am luat locul întâi. În clubul nostru învățăm foarte multe mișcări, învățăm, ne luptăm, devenim oameni puternici. Îmi place arta taekwondo deoarece te învață să te ții calm, să îți pui scopul tău în viață. Are în arsenalul său foarte multe lovituri puternice, frumoase și efective. Mai multe mămici, tătici și bunici chiar au venit să le fie suporteri. Acum, în afara sportului, sunt multe alte ocupații care nu sunt binevenite în viața copiilor, de ce îi susținem și suntem bucuroși. Am venit să ținem pumnii pentru ei și pentru toți care sunt aici. Îmi continui gândurile sau... foarte visurile noastre, că noi tot așa am vrut să fim și noi ca dânsi, dar din păcate noi n-am putut atunci, erau timpurile așa. Particip amândoi, am băietul și fata, la care sunt foarte mulțumit că face sport, dar nu se ocupă cu alte chestiuni care e mai puțin plăcute. Au o ocupație și suntem foarte mulțumiți lui domnul Andrei Procobengu, care e
antrenează și îi ocupă și îi organizează. Orice artă marțială oferă și teorie spirituală, pe lângă cea tehnică și practica de luptă. Clubul de Taekwondo Stolas Leucas asigură la fiecare antrenament studierea Bibliei la modul serios, cu manuale și examene. Nu doar părinții le apreciază mult, ci și sportivii spun că învață lucruri foarte importante pentru viață. Помимо Taekwondo, мы изучаем Библию, это потом образует наш характер, делает так, чтобы мы принимали потом в будущем хорошие решения. Ne ajută mult în viață și foarte multe best studii pe care îl facem după orice antrenament. Învățăm la antrenament cum să ne apărăm și în unele cazuri când avem nevoie și știm cum să credem în Dumnezeu cu adevărat. Important este partea spirituală, fiindcă în afară de forța fizică este nevoie să ai și un caracter frumos. De aceea noi suntem de părerea să accentuăm mai mult și caracterul, să crească în caracterul Domnului Iisus Hristos. Vasile Panainte, antrenorul echipei din Sângerei, speră că astfel de competiții vor mai urma în raion. Totodată a mulțumit celor care au contribuit la organizare, precum și celor ce au investit mult în viața lui și l-au învățat să facă același lucru. Vreau să mulțumesc acum tuturor celor care s-au implicat la această competiție. Sportul lor, noi am tot organizat această competiție. Vreau să mulțumesc tuturor antrenorului meu Rotaru Ion și în ultimul rând președintelui Vasile Filat. Ion Rotaru, prezent la competiție, și-a exprimat bucuria pentru ucenicul său și a comparat-o cu bucuria unui părinte. Și bucuria asta sau împlinirea asta poți să experimentezi un părinte care își vede copilul făcând ceea ce l-a învățat el. Și Vasilic face asta și o face cel mai bine. Antrenamentele se desfășoară în Sângerei în fiecare marți și vineri pentru începători și intermediari. Invităm și alții noi să alături grupul nostru. Suntem bucuroși că am putut desfășura acest eveniment. Competiția a fost organizată de Clubul de Taekwondo Stolas Leucas sub patronatul primăriei orașului Sângerei, cu suportul partenerilor Consiliul Raional Sângerei, SRL Gelibert, Inspectoratul de Poliție Sângerei, Biserica Evanghelică Baptistă Emanuel din Sângerei și Liceul Olimp. Stolas Leucas este cel mai mare club de taekwondo din țară, președintele căruia este Vasile Filat.